Cine intră în turul 2? Părerea mea este că, în raport cu toți, la ora actuală, cei mai bine clasați sunt, fără discuții, Marcel Ciolacu, așa, vorba lui Roșca, și aici o să-mi permit, Sorin Roșca a râs de mine că am spus la o emisiune cu Marga Nițu, care, apropo, s-a bucurat de un succes deosebit. Ca, de altfel, ca toate emisiunile care participați. Nu, și la care participă Marga, că ea este moderatorul la preferat Marga, de la gândul, adică la gândul exclusiv, da, exact. Este prof. Tu nu ești, tu să nu-ți asumi. Tu ai mai apărut la televizor. Așa, tu ai mai apărut, așa. Așa, nu, dar și-am zis că Canal 33 te-a făcut cunoscut. Acum, da, așa. Dar, deja mă știe lumea, mă arată cu degetul pe stradă. Exact, așa. Dar, care sunt? Dar Ciolacu? Știi că am declarat la ultima emisiune, la Marga, da, Nițu, eu făcând un calambur, nu... Așa, zic că acum să fim foarte clar. Marcel Ciolacu va fi, dacă ajunge președinte, este un posibil viitor președinte, la fel de șmecher ca Nicolae Ceaușescu. Acum, Nicolae Ceaușescu, multe i s-au reproșat, dacă nu a fost șmecher, că a fost șmecher. Viclean. N-am vrut să folosesc cuvântul viclean. Apropo, Sorin m-a întrebat, Roșca, bă, ce a fost cu șmecheria? Și am zis, dar față de Ceaușescu, Marcel Ciolacu a citit mai multe cărți. Ceea ce așa este, asta eu pot personal... Să confirm că omul ăla a citit mai multe cărți decât Nicolae Ceaușescu. Bineînțeles că toată lumea a sărit, Harman așa. Și atunci Roșca are un calambur excepțional, care mi-a plăcut și care îl spun aici. Și poate ăsta să fie un element de campanie unde se vede că Marcel Ciolacu nu este falsul Ciucă. Ce spune Roșca? Zice, conform profilului Harman, alegerile prezidențiale vor avea loc între bibliotecarul și autorul de carte, adică bibliotecarul Marcel Ciolacu și autorul de carte Ciucă. Nu, nu va fi așa. Părerea mea este că... În turul 2 cine intră? În turul 2, dacă Lasconi nu dă lovitura de palat de tip Biden și îl dă jos, dacă Lasconi nu impune PNL-ului să-l dea jos pe Ciucă și să rămână Lasconi singură, cu o șansă reală de a intra în turul 2. Să fie candidat USR-PNL. USR-PNL, păi da, lovitura tipic Biden. Iohannis acolo. Poftim? Iohannis acolo, e greu este, de... Nu știu, eu spun așa, dacă nu idee, dă această, da? Lovitură de dacă partide... Dacă de partide, intră Joana cu Ciolacu. Bun, și mai departe, și cum vedeți această conflictă? Și să nu uităm, Joana a avut o inteligență, eu i-o reproșez, eu n-aș fi făcut așa, dar nu sunt candidatul, nu eu am băgat banii în poponeața lui, nu eu voi pierde alegerile prezidențiale. Domnul Armand, totuși aici ai ceva... Joana a așteptat ultimul, voi ați observat? Da, da. Ce mă deranjează aici? Mă deranjează, da, că dumneavoastră aduceți discuția într-un plan care publicul trebuie să afle. Dumneavoastră nu întâmplător spuneți asta, pentru că a stat la masă, la poezia, așa, și cu, da, Joana și cu Ciolacu. Da, cu amândoi. Și acum, da, i-ați adus amândoi pe turul 2, e ceva care... Uite ceva... că eu... Marius Tucă, de-aia ești Marius Tucă. Ceva... Eu la așa ceva nu m-aș fi gândit. E ceva care mie îmi spune că... E un semn de întrebare. Nu de pomană te-a plăcut Cristoiu, marele Cristoiu, că e ceva ai întors. Da. Nu, acum cinstit, fără niciun fel de... Și eu văd lucrurile care s-ar putea întâmpla. Așa s-ar putea întâmpla. Dar dacă PNL-ul mută pe Ciucă, îl dizlocă, sau ajunge exact cum spui tu, eu cred că are 50% tovarășul general cu 4 stele, 5 stele, 7 stele, are 50%. Bun, confruntarea asta dintre cei doi, la ce va duce? În care între... Între Ciolacu și Joana. A, Ciolacu câștigă. Câștigă, nu? Joana n-are suportul... Și dacă ar câștiga Joana, sistemului, ar mai putea fi... Stați o secundă. Da. Ar mai putea fi Marcel Ciolacu prim-ministru? Da, pentru că tot sistemul nu-l suportă pe Joana. Sistemul nu-l vrea pe Joana, îl vrea pe Ciucă. Asta suntem de acord amândoi. Și atunci o să fie de acord să fie prim-ministru? Dacă printr-un accident cosmic, știu eu, de tip... Lucrul ăsta... În numele democrației, ca la americani. La americani, da? În care ăla ia 100 de milioane și mai găsim 125 de milioane în plus lui Kamala să câștige în numele democrației. Un accident cosmic îl face pe Joana, președintele României, sistemul automat îl va ține pe premier, îl va ține pe Marcel prim-ministru și va întări PSD-ul. De altfel, tu ai văzut că Tudose, puțină lume realizează datorită umorului său deosebit al lui Tudose, nu mi se pare deosebit. Mi se pare că eu am un om. Tu ai un umor, el are un umor mai de Brăila.
Nimeni să nu se nu ne jinim între noi. Da, da, nu. Așa glumeam. Bă, oameni buni, dați-mă un aspirină ceva, că vă răceala asta... Nu, e, așa, luat e, un parasinus, e așa, suficient. Așa, un parasinus, așa. Acum, și n-am voie să conduc la parasinus, că dacă voie, îmi iese că la aia, da. Ți iese așa, de-aia am zis să face consum așa ceva ca să... Bine că am eu șofer și te trimit acasă, așa. Acum, întrebarea mea, întrebarea care eu mi-am pus-o întotdeauna, și asta este cel mai important. Dacă Joana intră ultimul... În cursă. În cursă. Și are, să spunem așa, un 12-15% de început. Cât se va eroda? Adică nu va mai crește. Eu nu-i văd resursa de creștere. Bun. Simion are vreo șansă? Da. Care? Dar nu se intră în turul 2. Atenție. Nu, nu, nu. Dacă are o șansă să intre în turul 2. Nu. Păi, de nu. Exemplu, dacă ar face o înțelegere cu Șoșoacă, cu Cosmin Gușă... Îl scot pe Cosmin. Cosmin nu este antisemit, Cosmin nu este antioccidental. Nu, nu, nu. Nu, nu, păi, nu, nu, ca să-ți dau declarația. Oricine astăzi face înțelegere cu Șoșoacă, se sinucide politic și îl scot pe Cosmin de acolo. Cu Cosmin, mâine, poți să faci înțelegere. Șoșoacă are 5%, 6%, nu 7%. Oricine și face. Ce mai are Simion, astăzi poate să treacă de Mircea Geoană să fie în turul 2. Marci. Doamne. Vă întreb... Șoșoacă la ora actuală este definiția, imaginea, simbolul unui antisemitism de tip legionar. Au votat-o anii 40, nu contează. Ba da, contează. Nu, nu contează că au votat-o românii. Contează altceva. Noi făceam niște calcule. Valorile pe care ea le reprezintă. Cine face înțelegeri cu Șoșoacă se sinucide politic. Că te cheamă AUR, că te cheamă PCR, că te cheamă oricine. Și repet, din ecuația asta celor trei, da. George, care... Este clar că a avut câteva tentații antisemite și văd că și-a reconstruit foarte bine, atenție, pe suveranismul său și-a reconstruit limbajul. Cosmin n-a fost, nu este, Gușă vorbesc, n-a fost, nu este și nu va fi niciodată antisemit, n-are, el n-are. Asta ziceam. Așa. Singurul deci, din cei trei este Șoșoacă. Într-o confruntare da. Între Ciolacu și Mircea Geoană câștigă... Părerea mea. Ciolacu. Ciolacu. Este mult mai eu îl văd mult mai bine reprezentând poporul român. Mai e o chestiune importantă. Da. Va conta foarte tare rezultatul la alegerile parlamentare. Da, va conta enorm. Pentru stabilizarea guvernului. Nu, pentru stabilizare. Eu cred că rezultatul alegerilor parlamentare va da președintele României. Da, e o tendință. Pentru că este... E o tendință, e valul, da. Nu. Păi atunci vom ști, românii știu, adică vor ști, păi, e primul se vor tur, gândi cine a câștigat alegerile parlamentare, da. Păi da. L-a câștigat PSD-ul sau PNL-ul sau și așa mai departe. Alegerile parlamentare sunt între cele două tururi prezidențiale. Exact, ai primul tur, este. Avem alegerile 26, prezidențiale, al doilea tur. 24 noiembrie, da? 9, 1 decembrie. 24 noiembrie, da, 1 decembrie și după aceea turul al doilea. Da, deci, și mai mult decât atâta, vom ști cine o să facă guvernul și cine ar putea să fie primul ministru în funcție de rezultatul alegerilor parlamentare, fapt care va influența și... votul al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Poți să-ți continui ideea? Vă rog. Ideea fundamentală cu alegerile intercalare, asta e foarte importantă, se va crea un val, însă eu atrag atenția astăzi, și apropo am spus-o și lui Rareș Bogdan direct, Rareș, noi nu ne mai aflăm în isteria măcănitoare de democrație și de bla-bla-blauri, anticorupție, jos de acum 4 ani. Corupția, da, sfârșit, așa. Ucide și așa mai departe. Așa. Acum, după ce s-au descoperit marile orori făcute de lupta anticorupție și după ce s-au descoperit marile ilegalități făcute în numele democrației, PNL-ul cu Lasconi, deci așa zisa dreaptă, da? PNL-ul nu a fost niciodată de dreapta, domnule, terminăm cu povestea. Așa. Așa zisa dreaptă, nu mai are voturile să învingă stânga. De aceea eu spun, nu există o șansă măreață a lui Marcel Ciolacu. Și importantă. Și importantă de a câștiga președinția. Dar nu vă place Elena Lasconi? Nu. De și ce? Sunt omul care am apărat-o de 2 ani de zile la mârlăniile lui Drulă și a lui Barna. Ai altceva, dar nu vă place ca... Și de aici, din studiourile astea, am apărat-o. Nu vă place Elena? Nu. Nu, nu-mi place. De ce? Falsul. Care? Falsul. Ai falsul. Fals. Nu pot să votez pentru familia tradițională. Seamănă cu Kamala? Da, da.
Seamănă cu Michelle Obama, mai rău. Mai rău, da. Mai rău. Aduce profilul Kamala, de zeiță antică. Kamala este vizibilă. Este vizibil din punctul meu de vedere în incapacitate cognitivă, nu, în incapacitate de plată cognitivă, adică bași cecul și iese... Hai că ne vedem săptămâna viitoare fan. Să vedem dacă cine a avut dreptate. Ultima idee vreau să spun. Există o singură șansă pentru Marcel să câștige președinția. Dacă nu o identifică corect, pierde. Și cine vine după Iohannis va fi și mai dezastros ca Iohannis. Deci atenție la cine votăm. Parlamentul ucrainean a votat interzicerea Bisericii Ortodoxe legate de Rusia. Decizie istorică. Știați? Da, știam. Este votul pe care Parlamentul Românesc Comunist, Marea Adunare Națională, sub Mihail Sadoveanu, președintele din acel moment al Marii Adunări Naționale, l-a dat pentru interzicerea Bisericii Greco-Catolice din România. Este identic ce face Zelenski astăzi cu Biserica Canonică. El încă n-a contrasemnat, vom vedea. Nu contează, dar ce fac băieții? Ce să facă și ei? N-are ce cu să Biserica facă. Canonică n-are rusă. Ce face, că e mai mulți.